Salut tuturor și bine m-am găsit la un nou episod de... Am vrut să zic opening, nu, este de puși în trofee pentru că am pușat și am făcut 1002 trofee pe Bea și dacă cumva vedeți din titlu, da, la solo shutdown. Shutdown. După cum observați aici, uite, ăsta era, mi-au spus băieții, nu-l văzusem, avea 1219 trofee, o să vă arăt niște replay-uri, că gen practic e același lucru. Am fost live pe Trovo și de asta vă rog din suflet să dați un follow pe Trovo pe primul link de descriere pentru că acolo am pușat. Era 12:37 la care pușez eu acum, am pușat practic. Și am făcut-o un cap pe Bea, nu mă așteptam, sincer, a fost o nebunie, am zis, hai mă, să dau niște meciuri, să fac o misiune, am avut o misiune de solo shutdown. Mă, că 5 meciuri cu Bea a mers extraordinar de bine, am văzut că sunt încălzit, că merge bine treaba. Hai mă să fac un cap. Și uite că am făcut, m-am întins și am făcut un cap la solo shutdown. Da. Numai Bea, numai teaming, m-am mai și învârtit, m-am mai și spinuit, dar am mai dat-o și pe bătaie. Și cu primul meci pe care o să încep este acesta, că o să vedeți că e super spectaculos. Dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de like, să facem 10.000 de like-uri pentru această Bea rank 30. Și bineînțeles să știți deja codul Mădălin pe shop dacă doriți să participați la extragerea de Brawl Pass-uri. Asta nu mai contează și nu mai trebuie să mai zic încă o dată. Hai să îi dăm noi drumul cu meciul acesta. Vă arăt meciurile care sunt cele mai interesante, meciurile care după părerea mea au avut, cred că nu mai știu dacă mai avem baterie, au avut o intensitate foarte mare. Ei bine, după cum observați aici, am avut două power-up-uri, am luat power-up-urile, nu știu cum să stau așa, să mă văd mult mai bine. Am luat power-up-urile, aici am încercat să mă bat, se spinuiește lumea, se învârte, n-ai ce să faci, e incredibil, din jocul e incredibil, n-ai ce. Nu uitam așa puțin pe mijloc, că de asta este replay. Așa se bat aici între ei, mai este și Shelly. Cumva mi-au spus și băieții și vreau să vă spun și voi acum pe episod. Contează foarte mult să te joci mult. Deci contează să te joci mult și să pierzi matchmaking-ul. Pentru că tu nu mai poți să mai pici cu cineva. Uite aici am omorât pe Edgar, i-am dat predict. Tu nu mai poți să mai pici încă o dată cu cineva cu care deja ai picat și ai jucat. Numai, deci decât după 24 de ore că se restează shop-ul, atunci se duce matchmaking-ul și poți să mai joci încă o dată. Ceea ce mi se pare un lucru foarte tare, că înainte știți bine că jucam 500 de meciuri și picam cu români meci după meci, la Snipe. Acum poți să mai dai și tu pe bătaie, poți să mai faci și tu multe chestii. În fine, aici o să vedeți că după aceea o să fie matchmaking-ul, gen la final o să fie mult mai tare. Aici s-a bătut ăștia, m-am dus, l-am ajutat aici. Unele meciuri au fost de spin, unele meciuri au fost și de bătaie, unele meciuri au fost și în care mi-am luat bătaie. Asta este, ce să faci, dacă era totul bine și frumos, aici l-am omorât cu asta, easy. L-am omorât și a pus și tureta. L-am omorât instant. Alex probabil era român. Da, mi se pare că era român. Din ce m-am uitat eu și am văzut. Deci mi se pare că parcă se puseseră pe mine doi la final. Românul și cu ups parcă. Da, românul luase 6 power-up. Eu aici m-am bătut cu ăsta. Am dat-o cu ăsta aici. Am vrut neapărat să-l bat. Niște hituri ce e drept foarte, foarte departe. Dar încetinirea aia era nasală rău. Ne-am pus, uitați-vă pe săracul ăsta. Ne-am pus și acum s-a pus pe mine, care aveam 7 power-up. Am venit acolo, bam. Am dat-o cu Alex. L-am omorât. Bam, am ferit acolo, 1 HP. Am pus turetă, bam, am dat de la distanță. A avut 1 HP, m-am ferit, i-am dat hit. Și ăsta a fost meciul. Un meci foarte spectaculos. Au mai fost meciuri spectaculoase, dar asta nu urmă și nu are sens să le mai arăt. Un alt meci, deci este meciul acesta pe care, deci, v-am arătat meciul acesta, da? Urmează meciul acesta de locul 2, mi se pare că a fost și asta tensionat, destul de tensionat. Fine, hai să vedem și pe acesta, că sunt destul de multe meciuri. Din nou, cumva, ne-am mai luat din matchmaking, suntem decât 4 Bea, am prins și 9 Bea, ăsta e recordul, gen. Din seara aceasta în care am prins cel mai mult a fost 9 Bea. N-am prins 10 deloc. 9 de vreo 2 sau 3 ori, ceva de genul. Aici, Nita a vrut neapărat să vină peste mine și să-mi ia power-up-urile. Eu m-am luat frumos power-up-urile mele și voia să-mi le ia și pe astea. Și ce am zis eu pe live? Hai că o dăm. Nita o dăm. Și m-am dus pe ea, mi-am dat aici hit, aici bam așa, am omorât-o și aia a fost. Și mi-am văzut de treaba mea liniștit frumos după aceea. Turcu, bineînțeles că voia să facem teaming. Vrei, nu vrei, ca să nu scazi, faci teaming, că n-ai ce face. Așa au fost vreo 2 meciuri pe care le-am dat. N-am vrut să mă învârt, m-am dus pe bătaie și dintr-o singură prostie de-a mea, că n-am fost concentrat, mi-am luat bătaie și a pierdut minus 11 cu minus 10 sau ceva de genul. Da.
Asta este Solo Shadown. De asta nu m-am mai jucat, de asta n-am mai pușat. Eu am fost jucător de Solo Shadown, dar din cauza jucătorilor care sunt, m-am lăsat. Și da, într-adevăr, când o să vină brawler nou, Ruffs, o să pușez la 3v3. Tot la fel, să scăpă de matchmaking și probabil o să pușem cu Obit și cu Byron. Obit, Byron, gândiți-vă doar puțin, Obitul, să aibă tureta și să mai dau și boost-ul. Și să fie o mapă de distanță, blană rău de tot. Ții cireașa de pe tot. Aici ne-am dus pe Bull, l-am bătut. M-am dus și pe ăsta, l-am bătut easy, nu știu de ce am dat super acolo. A fost o mare prostie din partea mea. Hit acolo, a fost prins și de ăsta. Acum mi se pare că am dat 1v1 cu rusul, dar mi-a dat încetinire și n-am mai putut să mai fac nimic. Un predict acolo, da, mi-a dat încetinire, am pus tureta la fix. Exact, când ai încetinirea, el poate să facă ce vrea din tine, pentru că are încetinirea. Aici am dat hit, m-am ferit foarte bine, am dat hit, dar m-am oră și n-am putut să mă mai feresc, ce drept. Da, predict. Predictul ăla blană, man. Deci, v-am arătat meciul acesta. Meciul acesta vreau să vi-l arăt. Dacă vreți să vedeți, puteți să intrați pe Trovo, live-ul rămâne salvat. Puteți să vedeți absolut toate meciurile, dacă e cineva interesat. Dar nu prea cred că e cineva interesat. Am să fac și episodul ăsta să rămână în amintirea canalului Rank 30. Dar nu are sens, nu are sens. Aici mi se pare că m-am dus să o dau pe bătaie. Da, i-am mai dat un hit la predict, i-am dat în turetă și pe aceea l-am prins aici și l-am omorât. Un 1v1 ca la carte. Mai bine, mai mult l-am fugărit pe ăla. Jackie la fel foarte bună dacă te duci pe mijloc și nu sparge boschiții și dai rush. Dar când ți s-au dus boschiții, s-a cantenat șmecheria. Aici mi se pare, da, aici, aici să mă concentrez. Că m-am dus să o dau cu bow acela. Bă, era pe mijloc, Jackie n-avea nicio problemă. Acum l-am văzut pe bow și am zis, hai că mă duc și o dau 1v1 cu el. Să vedeți cam cât de calm am putut să joc aici, din simplu fapt că nu voiam să mă risc să-mi iau damage. Uite, bam hit. Superul l-am canatat, uite aici am dat hit în perete, dude, pentru că eram foarte calm ca să nu-mi iau damage, vedeți? Trebuie să stau foarte calm să nu-mi iau damage. Am stat aici, mi-era frică să nu vină cineva să-mi dea damage. Veni și meteoritul, m-am dus înapoi. Trebuie să fii Ruffs, efectiv, adică câini. Trebuie să ai răbdare de nebun. Din nou, foarte calm, spinuială, că nu vrei să faci vreo prostie. Așa s-a întâmplat un meci care m-a iubat foarte tare, în care, păi, eram 3 băia care ne băteam între noi și restul făceau teaming. Edgar, Ușeliu și ce mai departe. Săracul Jackie, vedeți și voi ce se întâmplă, dacă ești Jackie, cam asta se întâmplă. Lași o bătaie de la zonă. Eu am rămas aici, am dat-o cu ăsta, l-am omorât. L-am omorât chiar eu. A rămas rusul. Îți dai mult predic cu băia asta. Mă ușor la meciul meu, nu-mi vine să cred. Aici am dat superul și l-am bătut. E greu, mă, e greu. Jocul în sine e greu, tare. Mai ales, Solo Shadown e super greu. Și acum, deci v-am arătat meciul acesta, nu? V-am arătat meciul acesta. Acum vreau să vă arăt meciurile ultimele, practic. Asta și cu acesta, cel puțin ultimul merită, pentru că vedeți bine, eram full bea, ultimele erau full bea. Astea sunt ultimele meciuri pe care vi le pot arăta. Că nu are sens să prelungim mai mult. Aici a venit Bea, n-a vrut să o dăm parte în parte. Dar tot stătea la pândă, da? Logic că nu vrei să te duci să faci vreo greșeală. Ne-am luat damage. Mi-a fost și mie frică pe moment, i-am dat un hit ca să-l țin la distanță. Mi-am luat power-up-ul frumos, mi-am văzut de treabă. Pe aici nu era cineva, era Mortis. Mortisul pe care ulterior l-am alergat. El mi se pare că a ieșit aici să facem teaming, a ieșit din bush, dar niciun caz Bea nu face team cu Mortis. Crau în bush, ăștia care sunt pe Jackie și, na, Jackie se ferește. Uitați-vă la Jackie, a venit, a ieșit să se învârtă cu mine, practic.
să-mi câștige încrederea să fac timp cu el. Eu n-am vrut timp, logic. Timp fac de cu Bea ca să nu mă bat direct cu ea. Aici l-am bătut pe Mortis. De fapt, am vrut să mă duc după el, dar... tot fugi Mortis foarte mult. Deci cu Bea că n-am ce face, dar în mare parte n-aș fi vrut să fac teaming. De mi-ar fi dat numai brawler din ăștia în fiecare match, n-aș fi făcut mai deloc teaming. Deci fi dat o parte în parte. Aici am murit de la zonă. Aici mi-a fost teamă rău de tot, am crezut că o să pierd. I-am dat asta, s-a teleportat, mi-a dat niște hit-uri, cred că cu auto-aim, am arătat super-ul. Nu, pe moment nu prea am înțeles ce s-a întâmplat acolo. I-a luat bătaie, Surge. Aici focusat pe Crow ca să-l bat. Pentru că e mult mai bine să te uiți la replay-uri decât să te joci. Odată ce vorbești, îți pierzi și concentrarea. Îți pierzi foarte mult concentrarea. Am murit acolo, i-a dat Bea, din nou pe spin, ca să nu te grăbești și să nu faci prostie. Aici a venit meteoritul și m-am pus pe Bea cu damage. Bea era cu Jackie și noi eram versus ei. Numai că Bea lor nu făcea nimic. Bea din timpul, zici că eram la duo. Pe bune. Am dat hituri, am tot dat hituri, am dat pe aceleași, pe aceeași parte, am crezut că bă, până la urmă se întoarce, bă, dar nu mă, că era unul în altul băgat. Ăla cred că a dat cu auto-aim în mine. După aceea m-am pus și am dat în Bea. Ăsta a venit, a dat boost, s-a dus pe Bea. Și asta a fost tot. Și ultimul match, care este unul dintre cele mai bune, este acesta. Meciul de un cat trofee. Aș fi putut, am pierdut din matchmaking, aș fi mai putut. Așa e corect spus. În fine, e prea târziu când filmez. Să mai dau meciuri. Pe Bogdan aici, care și el are trofee mare, nu știu dacă chiar e român sau nu. Aș fi putut să mai dau meciuri pentru că am pierdut matchmaking, dar... am zis, hai să mă opresc aici pentru că nu are sens. Urât meci. Mi se pare că aici am dat 1-1 cu Bogdan. Venit după mine. Dat un hit, în fine, n-am ce să comentez aici. Ne-am jucat foarte calm. I-am dat aici bam. Și a rămas cu 1 HP, m-am dus în push. Și a venit asta și l-am omorât aici. Da, exact. Bine, ulterior ce e drept că nu i-am dat eu bătaie. Bine, eu l-am secat, e drept. Bine. Jackie pe mijloc. Surge aici. B aici. N-ai ce să faci în situația asta, doar aștepți. Era meciul, dacă luam locul 2, aveam 1000 de trofee fix. Locul 1, 1002. Am și zis băieților pe live, hai mă că se poate, mă, că n-ai cum. M-am dus pe rusul ăsta, l-am pușat aici. S-au pus ăștia 2 pe mine. Ulterior. Jackie stătea acolo pe mijloc. Mi se pare că și Jackie m-a ajutat la un moment dat. Uitați-vă și voi cum se puseseră pe mine. Nici nu știau de Jackie măcar. Ia uite. Acum s-a dus Jackie, dar a avut încetinirea și s-a pus bine. Am dat și eu un hit în Jackie, logic. După aceea am dat un hit în rus. A rămas fără HP. Aici un hit. L-am rupt ăsta cu 1 HP. M-am dus pe el să-l bat neapărat. Să iau power-up-ul. M-a lăsat și pe mine în 1 HP, logic. Bun. Și aici intervine bătaia aia blană rău de tot. Care oamenii voiau să se pună pe mine, dar după aceea nu prea le-a ieșit. S-a bătut între ei. A dat hit. Ai hit. Superul l-am ratat pentru că am stat la prea multă distanță. Aveam avantaj de HP. O bătaie 1v1 ca la carte. I-am dat hit, a rămas 1 HP. Și am murit de la zonă. Da. Cam asta a fost și acest episod. Și Bea un cat trofee. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și abonare, dați un follow pe Trovo dacă vreți să vedeți mai mulți brawleri în push de trofee și ulterior băgăm pușul la mare, Gravones de luni. O să fac live de dimineață, da. Că se resetează shop-ul, cred că sezonul se resetează la ora 11. Cred că de la ora 11 o să pușăm până seara. De la 11 până la 11, 12 ore. Băgăm acolo push la greu. Da. Toate cele bune, nu uitați de butonul de like și abonare și o să vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Subscribe.